fac parte din categoria sufletelor pe care femeile pretind că le iubesc, dar pe care niciodată nu le identifică atunci când le întâlnesc. Cele pe care, nici dacă le-ar recunoaște, nu s-ar putea spune că le recunosc. Îmi suport delicatețea sentimentelor cu atenția unui orgolios dispreț. Am toate calitățile pentru care sunt admirați poeții romantici, am până și absența acestor calități, trăsătură ce face dintr-un poet un adevărat romantic. Mă descoper descris parțial în diverse romane ca protagonist în tot felul de intrigi, dar esențialul vieții mele, ca și al sufletului meu, constă în a nu fi niciodată protagonist. N-am o idee despre mine însumi, nici cel puțin ideea ce s-ar defini ca absență a unei idei despre mine însumi. Sunt un nomad al conștiinței de sine. Încă dis de dimineață, la prima veche, când le-am scos la păscut, turmele bogăției mele intime s-au împrăștiat pe toate cărările. Tragic este numai atunci când nu ajungi să te concepi tragic. Am văzut întotdeauna clar coexistența mea cu lumea, însă n-am simțit niciodată prea clar nevoia de a coexista cu ea. Iată de ce nu am fost niciodată o ființă normală. A acționa înseamnă a te odihni. Toate problemele sunt insolubile. Esența faptului de a avea o problemă e să nu ai o soluție. A cerceta faptele înseamnă a nu avea fapte. A gândi înseamnă a nu ști să existi. Uneori îmi petrec ceasuri întregi în piața Terreiro do Passo, pe malul fluviului, meditând în van. Nerăbdarea mea tipică vrea mereu să mă smulgă din această tihnă, în timp ce inerția mă reține constant în vraja ei. Meditez, deci, abandonat în toropeala ființei fizice, care se confundă cu o voluptate în care adierea vântului pare să trezească în amintire tot felul de voci, la eterna insațietate a aspirațiilor mele vagi, la constanta instabilitate a dorințelor mele imposibile. Sufăr mai cu seamă de răul de a putea suferi. Îmi lipsește ceva ce nu-mi doresc și sufăr din pricină că așa ceva nu constituie realmente o suferință. Malurile fluviului, căderea serii, mirosul apei sunt prezente cu toatele și alcătuiesc împreună compoziția angoasei mele, iar fluierele imposibililor păstori nu ar putea fi cu nimic mai suave decât situația de acum, în care nu există nici fluiere, nici amintirea lor. Depărtările idilice de pe malul nu știu căror fluvii cu ora lor asemănătoare acestea îmi provoacă o durere lăuntrică.